Am acum o veste pentru bucureșteni. Da, Sorin Oprescu va candida din nou. Deci, da, glumele cu autostrada suspendată merg mai departe încă 4 ani cel puțin. Yeee, Oprescu, dragostea mea! Vă dați seama, nu o să stau eu la emisiunea asta cât o să stea Oprescu la primărie. Bun, dar asta înseamnă că veți candida pentru un nou mandat. Da, în principiu, da, pentru că am o ambiție în mine să termin tot ce am provat, inclusiv inelul median de nord, care în paranteză înseamnă autostrada suspendată și încă o paranteză, adică inelul periferic. A, am uitat să vă avertizez să luați cu lămâie, mă scuzați. Bă, nici măcar nu mai am chef să comentez prea mult. N-am văzut foarte clar ce a făcut omul ăsta în 8 ani de mandate, în afară dă un stadion și dă vreo 2 pasaje și alea începute în secolul trecut. Dar un lucru e cert, omul se distrează ca lumea pe seama bucureștenilor, iar bucureștenii nu se prind neam. Auzi la domn doctor, are o ambiție să termine tot ce a promis. Păi nu mi-ajung 3 emisiuni să enumăr tot ce a promis și toate SF-urile care i-au ieșit în gură lui Oprescu în 2 mandate. Iar asta cu autostrada suspendată mi se pare de departe cel mai mare tupeu posibil. Povestea a început în 2008 și trebuia să se încheie în 2010, poate ați uitat. Că v-a luat cu gargara, mă, cu maidanezii, cu cârnații lui de record mondial și ați uitat. Singurele care au avut de câștigat până acum sunt doar firmele care au făcut proiectul și care primesc pentru el 12 milioane de lei, circa 3 milioane de euro. Nici nu vă mai spun că la 2 dintre firmele astea care tot proiectează de 7 ani, sunt acționari 2 inși dintr-o comisie de urbanism din primărie. A? Timpul trece, banul merge, iar acum vine domnul Sorin și mai cere un mandat. Alte proiecte, alte promisiuni, altă distracție. Și stați să vedeți ce înghesuială e la finanțarea autostrăzii, mă. Păi da, căci că nu bagă bani din buget, nu. Banii vin de la investitori străini. Uite aici o listă cu țările interesate, sunteți nebuni? E vorba de ruși, e vorba de americani, este vorba de chinezi și este vorba de coreeni. Ce comedie fantastică, incredibil! Să vezi tu de unde o să înceapă al 3-lea război mondial. De la autostrada suspendată a lui Oprescu. Bă, vă spun, o să se certe rușii cu americanii și cu chinezii și o să scoată armele, se lasă cu război. Domnul Oprescu, anulează bre repede proiectul, că distrugi lumea cu inelul ăla periferic. Ai milă de noi, te rugăm!